Rezervele de pe Banca României sunt portarul Coman. Să vedem această fază. Va alege doi jucători în zid, Contra și Bănel Nicoliță, flancul nostru drept. Jucătorul internațional Milano, Ivan Cordoba. Și de Yepes, fotbalist la Paris Saint-Germain. Vedem această acțiune de atac, frumos driblingul, centrare în brațele lui Lobon. Tamaș, nu este offside, Daniel Nicolae în careu. Foarte bună pasa, foarte bună pasa, Daniel Nicolae. Combinație. Frumos driblingul lui Stoica, centrare destul de bună. Și din plonjon, iată-l pe Buga acum. Buga pe partea dreaptă, în centru este Daniel Nicolae, Buga în margine. Bate Nicoliță foarte bine. Care va face pițurcă. Încearcă să îl mascheze pe Cordoba. Lupte aprige acolo și Rădoi. Șutează Rădoi de la distanță. Lui Valentin Bădoi. Execută Tamaș, lovitura liberă. Limite puternic, dar era un valor foarte bun pentru fotbalul american. Mult peste transversal. Mai puțin de un sfert de oră, Moreno, lovitura liberă. Rădoi le face semn colegilor să facă pasul în față, pasul la offside. Moreno, periculos! Și mingea trebuie.